Un bărbat din Botoșani infectat cu COVID-19 a murit după ce a încercat să se trateze acasă singur. Acesta a luat paracetamol, dar nu a scăpat de boală, dimpotrivă și a distrus ficatul, depășind cu mult limita de pastile pe care o poate suporta organismul într-un interval de 24 de ore. Pacientul a fost internat de urgență pe secția de terapie intensivă în stare foarte gravă. După aproape 24 de ore, bărbatul a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarat decesul. Din păcate, nu este singurul pacient care încearcă să se trateze singur acasă de infecția cu noul coronavirus. Ca urmare a acestui caz, medicii trag un nou semnal de alarmă și susțin că pacienții cu simptome să se prezinte la spital pentru a fi puși unui set specific de analize pentru a determina gravitatea afectării pulmonare.